Bun, au plecat bătrânii, Belodedici, Lăcătuș, chiar și Ilie Dumitrescu, nu? Undeva prin 2000. Da, da, Ilie a plecat primul. Da. Și retragerea a făcut-o la Melodii, ții minte? A făcut Cofei. Adică, bă, nu ne retragem așa. Și s-a retras de vreme, mi-aduc aminte. Da. Adică mai putea să continue, dar a zis gata, mă apuc de... Și retragerea inclusiv, adică omul a fost tot timpul, nu facem o retragere, gata, o s-a retras Ilie, nu, facem o conferință de presă, adunăm oamenii, a făcut la bar la Melodii, cu toată lumea și așa mai departe. Și ați venit voi copiii, cum ar veni, care ați ajuns până în semifinală de, nu? Da, bine, a fost... A fost o perioadă destul de lungă, a fost o perioadă în care s-au tot schimbat jucători până când a ajuns la un nucleu care a reușit să facă acea performanță. Te duci și pe la Galați. Eu am fost și la Galați, da. Cerut de meme. Cerut de meme, da. De meme. Da, da, da. Deci făcusești ceva bun dacă te-au ochit oamenii. Da. Nu? Făceai ceva bine. Bine, eram tot sub contract cu Steaua și a fost împrumutat. Inițial la Reșița. În Liga a doua, unde era... Cu Chivu, nu cu... Nu, era... nu, nu, nu. Chivu antrenorul. Cu domnul Chivu, Dumnezeu să-l ierte, antrenor, Chivu, tatăl. Chivu deja plecase... Era la Craiova, la Craiova și apoi a plecat la Ajax. Nu, în Liga a doua. Făceam stagiu militar. Era la și... Cu San Siro Ciocoi, cu cine? Cu San Siro Ciocoi, da. Și ministrul atunci era Frunză Verde. Da. Și a zis să vină Ugărarul la Reșița. Și eu i-am zis lui Neapiții, Neapiții, dar nu mă duc, că eu mă bat aici cu Florentin Dumitru pentru postul de titular. Și el a zis, bă, nu cred că putem. Dacă e ordin, cu plăcere. Trebuie executat. Și m-am dus în Liga a doua, am tras tare acolo. Acolo am realizat, fiind în Liga a doua, ce am pierdut plecând din București de la Steaua. Și am tras tare să revin, am venit înapoi. Meciurile mai, adică se băga, mai mult material. Da, da, da. Însă, erai la Milan, nu? Că era roșu-negru. Roșu-negru. Dar la Reșița trebuie să te bați de la drum ca să ajungi la Reșița. Și era undeva foarte departe. Da. Adică era destul de complicat de ajuns, destul de complicat de ajuns înapoi în București. A fost un șoc. Care poate că m-a ajutat mai departe în carieră. Încât să realizez că atunci când mă voi întoarce la Steaua, să fac tot posibilul să rămân la Steaua. Foarte tare asta, da. Adică a fost orice ștânfund, un pas înainte, cum s-ar zice, și de luptat... După care m-am întors la Steaua, dar am plecat împrumut la Galați. La Galați. Și la Galați a venit Lăcătuș antrenor. Da, și am zis... Dar m-am reîntâlnit cu Lăcătuș, fostul coleg de la Steaua, da, care m-a recunoscut ca un stelist, m-a identificat ca un stelist. Și am jucat cu Lăcă toate pozițiile. Am jucat fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș dreapta. Mergeam împreună uneori la Lăcătuș. Da. Și aproape că am câștigat titlul. Cu trei etape înainte de final eram acolo la bătaie pentru titlu. Foarte tare. Da, am făcut un sezon. El e unul dintre antrenorii care te-a influențat cel mai mult? Da. Da, el, Zenga, de asemenea, Olăroiu. Ai auzit tu niște antrenori. Da. Mai ții minte, bun, și ajungem la Steaua și ajungem la meciul, ajungem la campania din Europa. La meciul cu Betis la Sevilla. Da. Și coboară Neaim în vestiar. Mi-a lăsat raglanul, mi l-a dat Parpalacu, a coborât în vestiar și a stat de vorbă, mai ți-aduce aminte? Da. Și a stat de vorbă cu voi 10 secunde. Și mi-aduc aminte că tu și cu Jair, cu Petre Marin, ați ieșit așa un pic și a zis, bă, ce s-o fi întâmplat? Și el v-a spus, aici toate, Olăroiu a spus, Neaim, să vorbiți dumneavoastră două vorbe, că e Sevilla, ok, nu-i tot stadionul, nu-i Sanchez Pizjuan, dar bun, suntem tot la Sevilla. Și a zis, toți vă spun să muriți pe teren, eu vă rog, domnilor, să trăiți acest joc. Da, da, da. Adică era cu totul... Îmi lăsase Parpalacu, a zis, nu intrăm așa în vestiar, intru doar la costum și la... Și a trăit acel joc. Da. Că i-a zbătut și cu Joaquin eliminat, parcă Joaquin mai joacă și azi. A fost un moment foarte important atunci cu eliminarea lui Joaquin, dar eram o echipă unită, în primul rând. Eram noi o echipă puternică și știam, eram conștienți fiecare de calitățile celuilalt. Stăteam foarte bine defensiv pentru că veneam după experiența cu Zenga și Zenga observase faptul că noi aveam o problemă pe defensiv și a lucrat doar defensiv. Serios? Pe ofensiv nu, nu a lucrat foarte, foarte mult și atunci am reușit să combinăm ceea ce lucrasem cu Zenga, ceea ce lucrasem cu Protasov, care a venit și a zis Protasov, băi, vă stați foarte bine pe defensiv, n-are rost să mai lucrăm aici, faceți ceea ce știți bine, foarte libertate pe ofensiv. Ofensiv. Și apoi a venit Zenga care lucră pe defensiv și atunci ele s-au îmbinat. Prima dată a fost Zenga, după care a venit Protasov. Și dacă ți-aduce aminte, în perioada cu Protasov, chiar a marcat o grămadă de goluri. Dacă ții minte... Cu Lans, cu Hallstatt, cu 4-0, cu Lans. Deci a fost... Și Olăroiu a venit
venit și le-a văzut că ambele merg bine. Era un foarte bun tactician, Olor, foarte bun tactician și știa să schimbe în funcție de adversarul care joci, sistemul de joc, stilul de joc, jucătorii, abordarea, și să creeze atmosfera potrivită în cadrul echipei încât să dai maximul la meci. Ce le povestești copiilor de Middlesbrough? Ce le spui? Le-ai zis? Le spui? Dacă ar fi să le-ai zis până acum? Adică, nu le-am zis. Tati a fost acolo. Nu le-am zis, dar eu am realizat ce s-a întâmplat la Middlesbrough. Ceea ce s-a întâmplat la Middlesbrough este o consecință a primilor ani de educație în fotbal. Wow. Și a tot ceea ce faci pe parcursul, pe parcursul junioratului. Adică să știi să gestionezi momentele acelea importante, să nu te retragi, să nu schimbi în funcție de rezultat foarte mult din atitudinea pe care o ai. Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu noi acolo, am realizat că am putea să ajungem în final. Și v-a speriat un pic? Sau? Atunci, ei când ne-au marcat golul de 2-1 înainte de pauză, am zis, ok, bun, acum ne retragem. Dar dacă ne marchează golul 2, a intrat cumva frica în noi, teama în noi, și ne-am retras, deși nu ne-a cerut Oli lucrul acesta să ne retragem. Noi ne-am retras cumva din obișnuința aceasta de a proteja ceea ce avem, în loc să mergem peste ei în continuare. Să rămânem sus și să punem presiune. Dacă observi acum la meciurile de Champions League, echipele care conduc, echipele puternice, în ultimele minute stau sus și fac presiune în continuare sus, țin mingea cât mai departe de poarta lor. Și nu s-a găsit cineva să țipe, să vă trezească? Nu știu, întreb. Acum e ușor după 15 ani de la televizor. Da. Dar atunci pe teren... Oli țipa, el a spus acum, cred că l-am... Dacă nu la un curs de licență pro a venit și a spus că dacă aș da timpul înapoi, singurul lucru pe care l-aș schimba ar fi aș intra în teren eu și aș lua cartonaș roșu sau galben pentru a întrerupe ceea ce... Adică el vă vedea, simțea că... Dar, și asta este ceea ce încerc în momentul de față. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu. Am câștigat la Under 17 acum 2 zile pe terenul FCSB-ului. A fost o victorie dulce. Și am reușit să intrăm cu Under 17 în play-off și cu Under 17 în play-off-ul Ligii Elitelor, cu o tactică pe care am agreat-o împreună cu antrenorul de la Under 17 și cu jucătorii, de a merge și a pune presiune sus pe adversar, un adversar cu un an mai mare și pe în deplasare. O tactică care a ținut tot meciul, au putut să o ducă din punct de vedere fizic și până la urmă ți-au adus o victorie. Versus un meci cu Faro, de exemplu, o echipă poate la fel de valoroasă, în care tactica a fost să ne retragem și să încercăm să jucăm pe contraatac și ne-au dat vreo 4, puteau să ne dea vreo 6. Ceea ce practic s-a întâmplat și la Middlesbrough. Cred că în afară de cele 4 goluri pe care le-am primit, puteam să mai primim, pentru că au avut o grămadă de ocazii a doua repriză cu noi, retrași în 16 metri. Era doar dică în față. Centrări din stânga, dică, din dreapta... Dică. Am crezut că zici Canistor, că în afară de alea 4 ocazii, câte goluri mai puteau să ne faci? Da, corect. Da. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!